Subiectul este foarte delicat. În studioul Digi24 l-am invitat pe Raed Arafat, este șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Bună seara! Bună seara! Vom intra în detaliile apărării de la noi, dar aș vrea înainte să fac câteva precizări pentru telespectatorii noștri. În privința pericolului la adresa României, astăzi la Digi24.ro, ministrul de externe Bogdan Năvrescu a spus așa: nu trebuie să intrăm în niciun caz în panică, avem cele mai înalte garanții de securitate. În acest moment, atenție, în acest moment nu există vreo schimbare în postura militară a Federației Ruse cu privire la intenția de a utiliza armele nucleare. Urmărim cu mare atenție ce se întâmplă. Știți că mai există pentru noi, îl citez acum pe președintele României, suntem țara din NATO, dintre aliații din NATO, suntem țara care are cea mai mare, cea mai lungă graniță cu Ucraina și suntem țara cea mai expusă la evenimentele din Ucraina, motiv pentru care, știți bine, săptămâni întregi am vorbit despre pericolul de la centrala nucleară de la Zaporojie. De când a început războiul, din 24 februarie și până astăzi, nu a existat niciun fel de informație referitoare la vreun moment, vreo secundă în care nivelul radiațiilor să nu fi fost în normal. Nu a existat niciodată această situație. Bun. Asta nu înseamnă că nu trebuie să știm ce trebuie să se întâmple la noi. Ce trebuie să facem în caz că, Doamne ferește. Deci, domnule secretar de stat, ce trebuie să știu eu, cetățean obișnuit, dacă se produce un eveniment nuclear, că e accident, că da, este atac? În primul rând vreau să reiterez ce a zis și domnul ministru Aurescu, că nu există niciun motiv de panică la acest moment, chiar dacă vorbim despre acest subiect, și este normal să vorbim despre acest subiect. În al doilea rând, este normal să ne pregătim pentru orice scenariu, chiar dacă știm că este probabilitatea foarte mică. Așa că dacă populația aude că se pregătește cineva, se pregătește ANRSPS-ul, se pregătește DSU-ul, structurile DSU-ului, instruim oamenii, asta nu înseamnă că este pentru că știm că se va întâmpla ceva, dar pentru că este obligația noastră să ne pregătim și să fim pregătiți, indiferent. Poate să fie un incident nuclear industrial, care nu are absolut nimic cu războiul, și poate să fie și ceva corelat. Și vorba de armele tactice, asta e primul lucru care vreau să-l zic, impactul lor sau efectul lor este limitat. Deci nu este un impact care să fie la sute de kilometri distanță. Asta este un aspect. Zaporojie, din nou, noi am zis-o și Cenecanul a zis-o, că distanță face ca orice efect să fie unul limitat asupra României. Cel puțin asta e evaluarea care s-a făcut acolo. Și asta este evaluarea care chiar noi am solicitat-o și am primit-o și spune clar că impactul va fi unul minim. Asta nu înseamnă, din nou, să nu fim pregătiți și nu înseamnă să nu fim îngrijorați pentru ce se întâmplă în țara vecină nouă. Acum, ca și pregătire. Normal, este pregătirea care revine Ministerului Sănătății în sensul în care că trebuie să existe stocuri de tablete de iod care sunt indicate în anumite condiții stricte și indicațiile vin în bază la ce se întâmplă și dacă este necesar să se dea sau nu, și indicațiile vin către populație că la acest moment se pot administra sau nu. Normal, al doilea lucru care vine este partea de informare a populației și rolul nostru ca protecție civilă. Protecția civilă alarmează, asta e primul lucru care îl face, dacă știm că e un impact serios sau ceva, populația va fi informată, să nu creadă cineva că vreo chestie va fi ascunsă și să nu se lase conduși de dezinformări și informații greșite, pentru că, indiferent ce se întâmplă, cu siguranță vor fi folosite rețelele de socializare, și poate că nu numai, că să transmite mesaje de panică către toate populațiile din zonă. Deci să... Și rugămintea noastră este să insiste, să verifice ce zic informațiile oficiale, informațiile venite din partea autorităților din România și informațiile din partea Uniunii Europene și Protecției Civile Europene. Că toate vor merge și sunt convins că vor fi informări sincrone pe această linie. Și asta este un aspect. Cum ne pregătim? Deci, normal că protecția civilă, apărarea civilă trebuie să verifice și adăposturile. Chiar noi sperăm că nu vor fi folosite, dar trebuie verificate. Adăposturile sunt verificate periodic, există în subsolul blocurilor, se poate în timp foarte scurt cele care au fost date lor alte destinații conform legii să fie
reorganizate pentru a deveni adăposturi. Doi, populația poate să primească indicații pentru anumite momente să rămână în casă, să nu iasă, dacă știm că este un nor, dacă știm că la un moment este o creștere. Și atunci soluția se spune, rămâneți în casă. Dacă este necesară evacuarea unei zone, asta protecția civilă poate să o dea și să spună că zona respectivă va fi evacuată și atunci evacuarea se face sub coordonarea apărării civile și structurilor Ministerului Afacerilor Interne împreună, dar suntem prea departe de acest lucru. Eu ce v-am zis acum ca informare este ce poate se să se întâmple și cum se întâmplă, dar și rog pe toți care ne ascultă să nu înceapă să ia din asta segmente și să facă titluri panicarde că ce a zis doctorul Arafat la Digi24, ce am zis este simplu. Ne pregătim pentru că așa este normal. Ce a zis domnul ministru Aurescu este foarte real și foarte corect. Trebuie să înțelegem că riscul este sau probabilitatea este foarte redusă. În același timp, la acest moment, riscul de la centrala nucleară Zaporojie este unul foarte limitat pentru noi, iar armele nucleare tactice, impactul lor nu este unul pe o scară foarte largă, adică nu afectează sute de kilometri. Asta este ce pot să vă spun acum. Acum urmărim și noi, vedem ce se întâmplă. În același timp, vin mai departe, pe lângă pregătirile noastre. Sunt pregătiri la nivel european. Deci programul Rescue deja creează stocuri pentru managementul situațiilor pe CBRN. CBRN nu este numai nuclear, este și radiologic. Adică radionuclear este chimic, este biologic. Și se pregătește Uniunea Europeană creând astfel de stocuri. Și suntem în discuții cu Comisia Europeană, mai multe țări, să vedem unde se vor mai pune stocuri de acest gen care vor fi în folosul Uniunii Europene. România a participat la un stoc care este de folos în orice situație în care avem o mișcare în masă a populației, că sunt refugiați, că este în interior și anume avem un program de sheltering care include tot ce trebuie pentru câțiva mii de oameni sub programul Rescue și care IGS-ul deja a finalizat aproape toate achizițiile pentru el. Pe lângă acest lucru, chiar și pentru mișcarea refugiaților, noi am solicitat UNHCR-ului să pună în România niște capabilități suplimentare și acest lucru s-a făcut și avem capabilități în câteva mii de corturi și echipamente și generatoare care au fost aduse pentru a asigura cazarea în caz de deplasare în masă a populației, pe lângă ce face guvernul la nivelul ANRSPS-ului. Astea sunt pregătiri normale. De exemplu, ce a venit cu el UNHCR-ul în România este ceva care noi, la DSU, l-am solicitat de la ei acum câteva luni de zile. Și acum câteva luni am zis ar fi bine să avem un contingency plan, un plan de pregătire, să avem suplimentar echipamente de cazare și tot, și acest lucru s-a realizat. Asta este cum ne pregătim, că să fim siguri că dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește, atunci da, putem să reacționăm. Cum aflu că e un pericol nuclear pentru mine, cetățean al României? Mm-hmm. Mă uit la televizor, nu, primesc noi avem alert? Avem sisteme de avertizare care noi întotdeauna am sfătuit populația să le aibă. Este în primul aplicația. Rând televizorul. Este în primul rând televizorul. Noi avem acord cu, în mod deosebit cu TVR-ul și cu televiziuni private care pot să difuzeze imediat alertele noastre. Și pot apara pe crawl. Dacă e ceva foarte grav, se întrerupe emisiunea și apare imediat un cartonaș roșu cu toate indicațiile care vin din partea DSE-ului. Asta există ca înțelegere cu TVR-ul. Doi, avem aplicația DSE-ul care acum suferă o modificare radicală pe modul în care va funcționa. Va fi ceva mult mai avansat și cu mult mai multe informații și asta sper că într-o lună o relansăm cu sub noul format, într-o lună, o lună jumate. După care avem RoAlert-ul. RoAlert-ul este sistemul nostru sigur de avertizare prin sistemul cell-broadcasting și care poate să dea informații instantanee. Dacă noi știm că ceva se întâmplă într-o zonă, zona asta primește avertizarea imediat. Nu vom folosi RoAlert-ul dacă știm că s-a întâmplat ceva într-o altă țară și nu are impact direct asupra noi, nu este un pericol, nu va fi folosit RoAlert-ul și vor fi folosite alte mijloace. Și încă un mijloc care îl spun și populația să aibă, adică să-l acceseze, este portalul Fii Pregătit. Deci Fii Pregătit este un portal care are foarte multe informații și ghiduri cum să se comporte omul pe diferite situații. Și ar fi bine ca populația să-l acceseze, să-l cunoască și să intre acolo, pentru că dacă se întâmplă ceva, noi punem și acolo informații despre cum să se
comporte și cum să reacționeze. Ați spus foarte bine, e foarte mare pericolul să consideri că te informezi de pe rețelele sociale. Deci în situații de acest gen, nu rețelele de sociale sunt sursă, nu site-urile obscure, să zicem, care nu știi ale cui sunt, de unde sunt, de pe internet, trebuie să te informezi oficial. Oficial înseamnă că iese purtător de cuvânt al guvernului, iese purtător de cuvânt din partea DSE-ului, iese un oficial din partea Ministerului de Interne, iese un oficial și vorbește, un ministru, cineva îți spune și informațiile oficiale sunt site-ul guvernului, aplicația DSE-u, site-ul Ministerului Afacerilor Interne, ROA Alertul care îți dă informații oficiale și te avertizează dacă este ceva. Deci toate astea sunt informații oficiale. Pe internet sunt site-uri care poți să ai încredere în ele și care știi al cui sunt, de unde vin, care este site-ul respectiv, cui aparține, aparține unei televiziuni care ne dă informațiile astea din România sau aparține unei televiziuni care este de referință, BBC, CNN, Deutsche Welle, toate astea care sunt de referință în, în informarea publică, sau te duci către surse care ai încredere în ele că știi că aceste surse au o modalitate de verificare. Nu te duci pe site-urile, pe informațiile, o să înceapă să-ți trimită unii mesaje pe WhatsApp. Sigur, sigur. O să înceapă unii să-ți trimită SMS-uri, cum am văzut în timpul pandemiei. Și acest lucru trebuie ignorat în secunda în care începi să primești astfel de mesaje și noi le spunem populației, la acest moment noi nu folosim WhatsApp-ul ca mesagerie, noi nu folosim SMS-urile ca mesagerie din partea sistemului de urgență. Dacă le vom folosi vreodată, vom anunța. Din partea noastră sunt mijloacele de informare, cum am zis, sunt fii pregătit, sunt site-urile oficiale ale guvernului, ale ministerilor, este aplicația DSU, este RO Alert și în unele situații sirenele de avertizare care dacă sună, ar trebui să cauți imediat să vezi de ce sună și automat va fi în paralel un mesaj RO Alert care să-ți explice ce se întâmplă. Asta este auzi din punct sirena, de vedere... Mă uiți și văd, și văd de știi. Ce. Dacă sirenele nu au și posibilitatea de adresare publică. Există sirene în țara montate în unele localități care deja se poate prin ele să se transmită mesaj vocal. Deci astea sunt sistemele de avertizare și alertare a populației. Rămâne cel mai eficient și cel mai rapid rămâne RO Alertul și rugămintea noastră din nou către populația să nu-l dezactiveze. Au apărut mulți care să învețe cum să-l dezactiveze. În mod normal trebuie să-l ai activat. Da, este deranjant când sună pe anumite chestii care poate dacă ești în interiorul casei nu te interesează că afară este furtună, dar în același timp dacă vorbim de o familie, dacă vorbim de o familie împreună, dacă nu vor să activeze toate telefoanele, măcar un telefon să fie sau două din ele să fie întotdeauna activate pe RO Alert, măcar cineva să afle ce se întâmplă. Eu am RO Alert, funcționează, dar vreau să știu și când va fi gata aplicația. Vreau să aplicația este funcțională, dar are probleme pe un anumit loc din cauza că nu am modificat anumite chestii în ea. Acum se lucrează, avem finanțare pe ea și se lucrează, finanțarea nu este publică. Când va fi gata? Deci promisiunea este către sfârșitul lunii octombrie să fie gata înnoirea ei. Noi alerte transmitem și acum. Și cei care au Android și cei care au iOS și care o aveau instalată primesc alertele. Cei care vor să o instaleze acum, mi se pare că de pe Android se poate, de pe iOS la acest moment nu, dar în maxim o lună va veni cu nouă formă care va fi mult mai bine prezentată și mult mai prietenoasă pentru utilizare din partea populației. La cutremur, domnule secretar de stat, am pornit greu, tot așa. Aveam senzația că e mai bine să nu ne gândim la asta, să nu ne pregătim pentru asta. Am făcut pași uriași. Deja aproape tot știm că trebuie să avem... Pentru că am făcut exerciții mari. Și pentru că am vorbit informație. Deschis. Pentru că am vorbit deschis. Pentru că oriunde intri pe site-urile noastre, peste tot, vezi informații. Și pe partea CBRN, noi am avut un exercițiu public anul ăsta în Mureș și care chiar televiziunea dumneavoastră a transmis multe informații despre el și modul în care trebuie să reacționeze populația și tot. Și era pe o idee de emanare a anumitor gaze toxice care populația se trebuiască să rămână în casă și tot. Deci lucrăm și cert este vom veni și cu alte exerciții care au
un aspect integrat, nu numai al protecției civile per se, adică nu numai pe partea de informare și evacuare și tot, dar și pe partea medicală de urgență, care suntem foarte preocupați că să avem pregătirea adecvată la nivelul serviciilor de urgență, care sunt în primă linie, în linia de front, când apare așa ceva. Și copiii știu cu ochii închiși ce trebuie să facă dacă se produce un cutremur. În primele minute, ce ai de făcut? Cum te pui la adăpost și așa mai departe? Te pui sub o masă, sub o grindă. În cazul unui pericol nuclear, există un set de lucruri pe care trebuie să le fac? Nu, poate cel mai important este ce nu trebuie să faci. Adică, ce nu trebuie să faci? Adică, în primul rând, să nu panichezi, asta e clar. Doi, dacă ți se spune stai acasă pentru următoarele 5-6 ore și nu ieși, să nu ieși și să stai acasă. Cu toate geamurile închise. Cu toate, normal. Trei, dacă ți se spune nu pleca cu mașina proprie, rămâi acasă. Să faci acest lucru, riscul panicii duce la unii care să creadă că ei vor putea să plece de la o zonă care au auzit că nu e ok și să ne trezim cu un alt impact pe trafic și să se blocheze traficul fără motiv. Deci dăm exemple de acest gen. Deci important este în astfel de situații este să asculți ce recomandări sunt a nu face și ce recomandări sunt a face. Poate că atunci să-ți spună, uite, ce ți s-a distribuit, tabletele respective, trebuie să le iei acum în următorul fel. Și atunci acest lucru trebuie făcut. Dar totul pe baza informațiilor care vin oficial și nu pe baza la ce găsim pe diferite, cum am zis, modalități de, din păcate, de manipulare care pot să apară în astfel de situații și vor apărea și vor încerca să exagereze și să panicheze populația. De asta trebuie populația să rămână liniștită și să se asigure că informația este sigură din partea oficială, cum am explicat până acum. Știm în cazul cutremurului care sunt infrastructurile care vor fi afectate. Electricitate, apă, gaz, nu vor exista bancomate. Da. De aici și pregătirea în consecință. Trebuie sunt să ai același lucruri care pot să fie și aici. Ce infrastructură poate fi afectată în cazul unui pericol nuclear? Deci, comunicațiile, infrastructură critică poate depinde acum ce s-a întâmplat, dacă este doar norul, cum zicem, adică vine un efect că un nor radioactiv ajunge, este posibil că singur lucru că trebuie să stăm în casă și să așteptăm să treacă. Depinde de ce ne spune CNCAN-ul aici, care urmărește aceste lucruri și este expertul în domeniu care să vină cu informațiile. Dacă vorbim de un incident, hai să nu luăm problema războiului, un incident la o centrală undeva, nu neapărat cea din România, poate să fie cea dintr-o vecinătate, care sunt țări în vecinătatea noastră, care au, sunt anumite zone care chiar poate să se ceară evacuarea lor în primele ore. Și asta se face în mod organizat cu structurile Ministerului de Interne, cu apărarea civilă, cu sprijinul celorlalte structuri de ordine publică și poate cu sprijinul Ministerului Apărării se poate face. Sunt zone în care recomandarea este stai acasă, nu ieși pentru următoarele ore. Atunci se face acest lucru. Dar asta totul vine organizat și vin cu recomandări clare din partea noastră și rugămintea este că populația, orice situație, că e cutremur, că e alta, trebuie să asculte și să respecte indicațiile date. Pentru că în momentul în care ele nu se mai respectă și ascultăm diferite dezinformări, atunci riscul este să se producă un haos și să nu mai putem nici noi să ne facem treaba corect. Pe marginea temerilor legate de Zaporojie, am vorbit de multe ori cu cei de la CNCAN care ne-au explicat clar, cât de repede află, pentru că au senzori care transmit foarte informații, rapid. Foarte rapid, ne-au explicat în câte minute ei au o analiză pe care o oferă politicienilor, o oferă în primul rând decidenților, și celelalte instituții, o oferă DSE-ului, noi automat se convoacă Comitetul cum Național se ia decizia pentru alertării? Cum se ia decizia alertarea, că noi să aflăm? Alertarea, e un sistem automat sau ține de politic? Alertarea nu ține de politic. E automat. Deci, clar, nu e automat, dar nu ține de politic. Ține de aspectele, tehnice. Faceți dumneavoastră? Tehnica, adică noi avem la dispeceratele de la fiecare inspectorat și la dispeceratul de la IGSU, avem acolo centralele de alertare, de unde se pot trimite mesajele. De la IGSU și de la DSU putem trimite mesaje naționale chiar. Deci noi nu așteptăm aprobare la nivel înalt ca să dăm un mesaj care trebuie să fie dat. Deci, dacă noi primim o avertizare de la CNCAM că în următoarele minute e o problemă, care e foarte puțin probabil acest lucru, dar dacă primim de undeva o alertare că în următoarele minute este o problemă, atunci pe partea tehnică să ia decizia de a se da
alertă. Nici nu trebuie să ajungă chiar la mine sau la un nivel înalt. Asta poate să fie luată decizie la nivelul dispeceratelor de coordonare de la inspectoratele pentru situații de urgență și de la Inspectoratul General sau de la centrul nostru de monitorizare în minister. Asta e o chestiune de minute. E o chestiune chiar de minute, adică cât se scrie mesajul se trimite și cât se verifică mesajul, că și noi trebuie să fim siguri că dăm un mesaj corect. Există pregătiri pentru că, apropo de așteptări... E ca și când avem intemperii. ANM-ul ne dă informația. Informația e verificată de ANM, noi o transformăm, ei ne trimit și poligonul unde e treaba asta, se face mesajul, se trimite. Deci, de regulă, când a dat ANM-ul un nowcasting pe un cod, în 2-3 minute deja s-a dat mesajul. Și se lucrează în viitor pe încă îmbunătățirea acestor lucruri, că să fie cât mai mult automatizată treaba. Dar să ne gândim că roalertul în România s-a făcut foarte rapid, suntem încă printre puținele țări care au astfel de sisteme în Europa. Sunt multe țări care încă nu au instalat sistemele lor de self-broadcasting. România a fost una dintre primele 4 țări care au avut acest sistem implementat. E foarte important, apropo de așteptări și de ce informații aveți în acest moment, cum estimați pericolul, presupun că în privința adăposturilor ați fi trecut la evacuarea murăturilor dacă pericolul era mai mare decât exact, de evaluați. Exact. Murăturile deci când, sunt în adăposturi. Exact. Și dacă este ceva, normal că se va lua o decizie, poate la nivelul Comitetului pentru Situații de Urgență, pentru anumite măsuri. Deci vedeți aici, sistemele de decizie în România pe situații de urgență sunt foarte bine stabilite. Deci când avem o situație de urgență, da, avem deciziile imediate la nivelul Ministerului de Interne, la nivelul DSU-ului și structurile în coordonare, dar avem și deciziile mai sus, care pot să fie mai complexe și care funcționează foarte rapid și aici sunt conduse direct de primul ministru cu vicepreședinții comitetului și cu membrii comitetului, care includ și miniștrii din ministerele implicate, dar și șefi de instituții din instituțiile care pot fi implicate, cum este CNCAM-ul, de exemplu, care participă atunci la ședințele acestui comitet. Mulțumesc mult, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, în studioul Digi24, pentru că în această seară vom vorbi mult despre pericolul care există la Kiev, felul în care este el evaluat de autoritățile de acolo. Vă reamintesc o declarație făcută de ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, spune așa: nu trebuie în niciun caz să intrăm în panică, avem cele mai înalte garanții de securitate. În acest moment nu există vreo schimbare în postura militară a Federației Ruse. Și în urmă cu